Este ședința de guvern la această oră, doamnelor și domnilor. Urmărim declarațiile de acolo. La Palatul Victoria, cabinetul Orban s-a reunit pentru a lua hotărâri importante. Una dintre acestea, redeschiderea restaurantelor de mâine. Se modifică hotărârea de guvern privind starea de alertă pentru a include toate prevederile necesare pentru reluarea acestor activități în bune condiții. Imediat după adoptarea hotărârii de guvern și publicarea în Monitorul Oficial, pentru fiecare domeniu, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii vor trebui să emită în cursul zilei de astăzi ordinul comun privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate odată cu reluarea activității în domeniul culturii, iar Ministerul Sănătății și cu Ministerul Economiei vor trebui să emită ordinul privind măsurile de protecție sanitară care trebuie respectate în cadrul restaurantelor, cafenelelor. Aici am inclus în hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență un prag privitor la nivelul de răspândire a virusului la nivel județean. Este vorba de 1,5 la mie cazuri cumulate în ultimele 14 zile, precizez ca să fie foarte clar. Și de asemenea am lăsat posibilitatea comitetelor județene pentru situații de urgență. Acolo unde, la nivel județean, nivelul de răspândire a virusului este mai mic de 1,5 la mie. Dacă apare într-o localitate o creștere semnificativă peste 1,5, să aibă posibilitatea să restricționeze activitatea în localitatea respectivă, astfel încât să nu permitem răspândirea virusului, și de asemenea și posibilitatea ca în județele unde indicatorul de 1,5 este depășit, dacă sunt localități unde nivelul de răspândire este sub 1,5, să se poată permite reluarea activității. Asta este, practic, criteriul epidemiologic pe care l-am stabilit împreună cu Ministerul Sănătății și cu specialiștii cu care am avut discuții legate de activități. Va trebui comunicate public, domnilor miniștri, toate aceste reguli. Va trebui să faceți întâlniri cu reprezentanții teatrelor, cinematografelor, organizatorilor de evenimente culturale, instituțiilor de spectacol, pentru a prezenta aceste norme și a îi asocia alături de noi în respectarea regulilor, același lucru și cu reprezentanții industriei ospitalității. Va trebui să avem discuții foarte clare, pentru că în fond există o nevoie reală ca toți patronii, managerii acestor restaurante, cafenele, să asigure respectarea regulilor de protecție sanitară, astfel încât să nu existe consecințe negative în ceea ce privește nivelul de răspândire a virusului. Domnul ministru Vela, suntem pregătiți cu hotărârea de guvern? Suntem pregătiți și o să vă solicit să o includem pe agenda de lucru a ședinței guvernului de astăzi, pe lista suplimentară. De acord. Tot cu dumneavoastră, domnul ministru, și cu domnul secretar de stat de la Ministerul de Externe. Știți că am avut discuția după anunțul guvernului maghiar privitor la interdicțiile introduse, privitor la circulația cetățenilor străini. V-am solicitat să luați legătura cu reprezentanții guvernului pentru a garanta neafectarea tranzitului și pentru mărfuri și pentru cetățenii români, și aș vrea să știu care sunt rezultatele discuțiilor. Domnule prim-ministru, așa cum știți, a fost anunțată suspendarea activităților pe unele puncte de trecere a frontierei către Ungaria și cu efortul colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe. Și azi dimineață la ora 9 am avut o discuție telefonică cu domnul ministru Sándor Pinter de la Budapesta. Nu se vor închide, nu se vor suspenda
niciun element. Și la câte puncte de trecere a frontierei v-ați înțeles că vor fi deschise? Ne-am înțeles ca la să 12. Să nu existe o aglomerare pe anumite puncte? Exact ca și acum, vor fi 12 puncte, Petea, Urziceni, Valea lui Mihai, Borș, Vârșand, Turnu, Nădlag 1, Nădlag 2, Cenad, Săcuieni, Curtici pentru feroviar și Salonta. Și mai mult decât atât, avem promisiunea partenerului ungar că după inaugurarea noului punct de trecere a frontierei aprobat prin ședință de guvern, unde de la Borș 2, unde se unesc autostrăzile. 2, da. În cel mai scurt timp va fi operaționalizat și de către parteneri, astfel încât să fie funcțional încă un punct de trecere a frontierei, pentru care noi deja suntem pregătiți, Borș 2. Mulțumesc. Ministerul de Externe, știu că domnul ministru a luat legătura cu domnul ministru Siato. Pe 29 august, domnul ministru a vorbit cu omologul ungar și conform discuției, tranzitarea teritoriului ungar va fi permisă în continuare în aceleași condiții și se va face prin aceleași puncte de trecere ale frontierei și pe aceleași culoare de rute stabilite. Bun, în regulă. Domnul ministru Tătaruș cu doamna ministru Anisie. Solicitarea mea e în cursul zilei de astăzi să ajungeți la o formă aproape definitivă a ordinului comun privind reluarea școlii, începerea anului școlar și cel târziu mâine dimineață să avem o ședință împreună cu doamna vicepremier Turcan, astfel încât să putem publica mâine ordinul. Da, astăzi după Parlament ne întâlnim și definitiv. Da. Și dacă aveți anumite diferențe de abordare pe anumite teme, împreună cu doamna vicepremier și cu dumneavoastră vom lua decizia astfel încât marți să fie publicat, astfel încât să existe o predictibilitate și să putem pune în mișcare întreg mecanismul de pregătire a școlilor în bune condiții. Domnul ministru Boloș, sunteți pregătit cu ordonanța privind Planul Național de Redresare și Reziliență? Da, domnul prim-ministru, suntem pregătiți, avem toate avizele necesare. Ordonanța va asigura cadrul instituțional pentru pregătirea proiectelor de infrastructură pe care le vom cuprinde în Planul Național de Recuperare și Reziliență, precum și sistemul de guvernanță internă pe care îl vom asigura în relația cu Comisia pentru a putea începe negocierile și a putea derula procedurile prevăzute de regulamentul Comisiei Europene, astfel. Am urmărit, doamnelor și domnilor, imagini de la ședința de guvern în desfășurare chiar la această oră. Ludovic Orban ar trebui să aprobe astăzi hotărârea de guvern potrivit căreia de mâine restaurantele, teatrele și cinematografele se vor deschide.